Bine v-am regăsit. Chiar mă gândeam ce mai fac cu canalele mele de YouTube, pentru că în ultima vreme am cam fost ocupat cu jobul. Și uite că uneori se servesc subiecte pe tavă și se întâmplă ceva foarte masiv și foarte interesant. Sunt convins că s-a mai întâmplat și în trecut, însă este pentru prima dată când mă afectează pe mine sau mă prinde într-un moment în care văd efectele, pentru că dacă pică internetul și te joci un joc câteva ore single player pe tine, la tine pe calculator, nu o să vezi nimic și după aia poate și revine și a fost ceva la nivel mondial, dar încercam să intru pe Facebook și mi-am adus aminte de site-ul ăsta de downdetector.com, care este un site foarte mișto unde poți să găsești, după cum vedem, tot felul de servicii, inclusiv telecomunicațiile, firmele de telecomunicații, da, operatorii mobili, Facebook, Instagram, Google, Twitter, toate rețelele sociale, mai departe, mergând până la Revolut, transfer de bani și așa mai departe. Tot ce se întâmplă și e serviciu online, găsește aici dacă este online sau nu, dacă are probleme. Și după cum se vede, aproape la toate serviciile avem brusc un downtime de judecând după poziția logo-ului, bănuiesc că undeva spre 100%, că na, linia nu o să meargă până deasupra locului, undeva 100% sub logo, așa pe o bandă sub logo. De fapt, cred că putem să o și evidențiem dacă dau un inspect element, iată. Și partea aceea portocalie e margine, deci e undeva spre 100%. Și vedem Pokémon Go, Snapchat, nu știu dacă Roblox nu are, deși văd aici o gâlmă mică. Practic am tot ce se întâmplă pe internet în momentul ăsta, inclusiv Google, a picat. Este pentru prima dată când de ce intru, că nu folosesc nici chiar atât de mult Facebook-ul. Mai vorbesc cu soția care este într-un tren, drum spre casă, a avut niște treabă la București. Și mai am să-i scriu ceva și i-am scris întâi pe Facebook Messenger ca să văd dacă merge. A picat Facebook-ul, evident, mesajul e încă în așteptare, după care deschid WhatsApp-ul și scriu, a picat Facebook-ul cu totul și nu s-a trimis nici până acum, asta fiind acum 17 minute. Eu fiind conectat la internet, pe telefon și pe calculator, prin Wi-Fi și prin routerul pe care l-am prins în spatele biroului și de fapt anumite chestii YouTube-ul, de exemplu, că mă uitam pe YouTube, funcționează fără probleme. Nu avem, deci vedem, se încarcă, nu știu ce, deci nu este ceva de la provider, să zic, sau am eu o problemă și într-adevăr, vedem aici Worldwide Internet Outage Takes Out Almost everything. Și mi se pare interesant, chiar aș fi curios să văd care este motivul. Uite, să luăm Snapchat-ul de exemplu. Și când vezi o dungă din asta, este clar că ceva masiv s-a întâmplat. Nu știu aici dacă vedem doar în Statele Unite. Deși dacă încerc un Revolut, oare? Asta știu, parcă avea hartă pe... A, nu, dar de ce?
Status in other countries. Ia. România. Ai după limbă, e down detector.ro. Da, și arată harta țării. Super mișto. De altfel. Nu știam asta. Mi-aduceam aminte de Europei. Bănuiesc că poți să ajungi cumva și la harta Europei. Da, deci ceva masiv se întâmplă și chiar aș fi foarte curios să aflu motivul, pentru că e ciudat. Deci, să zic Bucureștiu. Numai București intră pe Facebook, frate. Da, un galben așa spălăcit, nu știu de ce au ales culoarea asta și transparentă pe deasupra. Nu prea se vede că aici avem și Bistrița și Debrecen, Drobeta, Turnu Severin și Râmnicu Vâlcea și Galați, printre altele. N-au se văd atât de bine. Interesant, nu? Am subiect. Nici măcar nu știu sigur când o să pot să pun clipul ăsta și dacă o să meargă. YouTube-ul văd că merge. Ia să vedem, să mai întâmplă ceva. Ne, Facebook-ul e mort. Mă uitam și la cutremure când mai sunt în Riftul Atlantic. Deși bănuiesc eu că iau și asta în calcul la un cutremur mai masiv să aibă suficientă lungime încât prin alungirea terenului să nu se tensioneze cablul. Bănuiesc că acolo intră ceva mai multă inginerie decât un cablu de rețea tras 10 metri între două birouri. Da. Știrile Pro TV. Mai devreme am uitat și Python fix care a fost Live Leak. File list. Nu are probleme. Nu, Digital Imported. Da, spuneam că văd că mai degrabă sunt site-uri din astea sau platforme care folosesc soluții foarte complexe, masive de data center, adică nu ceva care e stocat pe un server amărât în vreo cămăruță. Mai mult servicii din astea masive cu sute, poate mii de servere. Nu știu ce să zic, e interesant. Mă întreb dacă ori avea și ceva în timp real. Outage history. Da, bine, timp mai real decât atât ultimele 24 de ore. Greu. Și cur comentariile acum câteva secunde, Slovenia și ba Ohio, Pittsburgh, Israel, Florida. Adică e ceva la nivel mondial. Deci acum un minut. Toate astea sunt acum un minut. Acum 2 minute. Tot, WhatsApp, Snapchat. Grecia. Washington, Georgia. Fake news. Ce să mai testez? Ar fi interesant un ping. Nici măcar la ping. Dacă te gândești, mai sunt situații de astea, dacă dai un ping, răspunde serverul și e ceva cu not find host, ceva cu name server. În fine,
oricum o să dureze ceva timp, bănesc, cel puțin până mâine, ca să iasă niște detalii concrete. Asta e, v-am lăsat și după cum spuneau și niște oameni în comentarii, poate ar fi timpul să ne punem o haină pe noi și să mai ieșim și afară la o plimbare. Așa că acestea fiind spus, eu vă las și mă bag la o partidă de Seven Days to Die. Joc cu Apocalipsa Zombie single player, dacă tot n-am umblu destul pe afară în ultima vreme și e ok, da. Ne dă de gândit așa un pic de mult, depinde de tehnologie, acum și de internet, am ajuns ca părinții noștri când cădea curentul. S-a luat lumina, cum s-a luat Facebook-ul. V-am salutat.